Părintele Stăniloae, într-un articol din 38 sau 37, spunea, face o distinție, cred că este primul care face distinție între națiune și neam. El nu pune semnul egal între națiune și neam. Națiunea este un construct istoric. Neamul e creația lui Dumnezeu. Dumnezeu la judecată de apoi nu cheamă națiune și comunitatea europeană. Cheamă neamul. Națiunea este copilul timpului. Neamul este copilul veșnicii. Neamul nu se degradează. Neamul nu intră sub incidența timpului atâta timp cât există credință. Că au fost neamuri care au dispărut. Atâta timp cât există credință, neamul nu se degradează. Țineți minte ce vă spun. De-aia a zis Petrețuțea, o căruță de țărani au ținut în șah imperii. Pe loc! Imperii! Credință. Ăsta este liantul. Asta este sinapsa. Asta este memoria vie. Într-o fracțiune de secundă te-ai raportat la lucrurile acestea de memorie. Memoria a venit peste tine. Astăzi, noi suntem condamnați la un fel de Alzheimer politic. La o amnezie generală. Ne exersăm nu memorie, ci uitarea. Tânăra generație este exersată în hopuri alternative. Cât i-a mai rămas din memorie să își facă alternativă? Ai 5 mame, 6 tați, ești făcut din flori de ei. Istoria alternativă. Dacă îl întreb pe dobitocul ăla care a făcut istoria alternativă, o să zic că și ce dumneavoastră te-ai țintuit în istoria fetișizantă, comunistă. Și zic, adică tu îi măscuți dintr-o eroare într-altă, care de mijlocul nu știi bă, frăcăure, s-o dai. Sub ce comandă internațională stai dumneata de îmi dai mie datele alea istorice halucinante și halucinogene? Mi-ați văzut cum se discută, cum să spun, sigur că comunismul a confiscat într-un naționalism comunist toată chestia asta și făcea propagandă și cu Ștefan cel Mare și cu Mircea cel Bătrân, că au fost și Mircea cel Mare, au făcut tot felul. Și pe Eminescu, că săpeau, îl tăiau, îl foloseau, îl manipulau. În monarhia nu exista, regii nu existau, voivozii erau și aia cenzurați. Nu mai spun martirii pușcăriilor că nu exista. Și tu înțopăi mie din ghetou ăla în alt ghetou. Nu-mi dai nicio secundă calitatea să cunosc posibilitatea să cunosc acest neam. Dumneata îmi vopsește și memoria. Scoate un biet, cum să zic, supraviețuitor al pușcării comuniste, o chestie de memorie, în 2000 de exemplare, o cumpără securitatea, o face, o arde ca tu să n-ai acces. Mai apare și pe la trecere, ce dume, toți boșurici ăștia care sunt veterani de război și mai știu ce. Când a fost în Norvegia, cea mai mare prețuire o avea generația de vârsta a treia. N-au văzut bătrâni mai frumoși ca acolo și îmi respectă. Zic, vezi, pentru cine muncim? În Finlanda, copiii de liceu sunt duși, după bacalaureat, să jure la mormânt, deci sunt duși cu autocarul la mormânt, să jure că nu-și vor bate joc de țară. La noi, când aia pun mâna pe Biblie, mai bine pune porcul cu pitalul. Când fac ăștia așa ceva. Nu am nicio legătură. Sunt iresponsabil. Dar mie mi-a zis, creștinismul, link, toate icoanele, i-ați văzut, se împart în două prin biserică, nu vorbim de circotega. Pentru că, într-o fel, mi-e și mie. Nici vreau să mă acces pe chestia asta, să sunt epifenomene. Scursuri ale Comitetului Central și ale... Ce să mai discutăm? Cu toții, din punctul de vedere, suntem sechilari. Și puțin cei de generația mea îi știu. Într-un fel, privești și cu mine. Dacă le desfaci creierul, binele lor este să ia. Să iau eu părintele, agenda și geanta când plec. Au fost eu cu un țigănuș și un lăutar prin Corea de Nord și mi-a zis să faci că, bă, să moară mama, ăștia nu sunt oameni. Zic, dar de ce? Păi îmi las și ceasul la casă de cultură și să-l găsesc. Pentru că fiul mi-era asta, bă, dacă, ca să fii acum însărată, chestia este capital, dom'le. Fac și eu aici, în biserică sau în București, o casă de cultură. Dar de mii cinezi. Dom'le, o faci, dom'le. O faci, dom'le, pentru a-i tăi, dom'le, nu mi-e să iei nimic. Dom'le, eu sunt plătit de stat. Pentru chestia asta nu mi-e zis nimic, domnule, poți să înțelegi că nu mi-e zis nimic. Eu oricum sunt retribuit maximal de stat. Când am fost în Norvegia și am văzut că, domnule, la noi toți parlamentarii au mașini particulare. Păi cum așa? Cum să-i dau eu bani? Numai la primul ministru. Este angajatul meu. El mă servește, este servitor. Ministru, i-am zis eu handicapatul ăsta de Iorgulescu, la zonul ministrul culturii, ministrul inculturii, cu capul ăsta de lemn de prun, așa, e pastrăchită. Asta trece cultura până lângă el, știi, ca autobuzul până lângă o babă în stație. E așa.
ce aroganță, cum și mimează toți, i-a zis la televizor, la talk show-uri, mi-a zis în clipa, toți sunt specialiști. În toate chestia astea sunt specialiști și țara se degradează. Eu în timp ce vă vorbesc, din 10 tineri, 9 fug în străinătate. În timp ce vă vorbesc, 51% din suprafața împădurită a țării este defrișată. În timp ce vă vorbesc, țara asta merge cu economia de la 5 județe. În timp ce vă vorbesc, au vândut resursele naturale ale țării. În timp ce vă vorbesc. Acești oameni care acum ne apropiem de identitatea noastră. Cine suntem? Și aici eu nu vă spun să pun gaz, că fac... Nu, nu, nu. Nu, eu nu sunt pentru revoluție. Creștinul n-a făcut niciodată revoluție. Creștinul a mărturisit. Se va ridica din acest neam. Că m-a întrebat cineva de la televiziune, domnul Puri, și totuși cine suntem? Am spus, domnișoare, depinde cine întreabă. Dacă întreabă un securist care fură el cu tot neamul lui, adică nu neamul românesc, neamul între mama, soacră și nepot, îi spune că suntem o țară încă bună de furat. Să fure în continuare, cu legislația care și-a făcut-o pentru furat, cu aroganța, cu tupeu, cu nesimțirea, să fure nec! Suntem o țară bună de furat. Dacă mă întreabă rusul, îi spun că sunt cu Berlin. Când vrea el, eu din stat satelit nu ies. Și dau exemplu că sunt deja pregătit cu dicționarul acela schizofrenic română-moldovenesc. Care s-a făcut. Știți? O să apară română-oltenesc, română-oltenesc. Diferențe dialectare foarte bine. Este extraordinar. Dacă s-a ajuns la schizofrenie și să zici că nu ești român, ești moldovean, este și asta un rezultat. Tot un epifenomen se numește toată chestia. Deci ne pregătim să fim o guvernie. Este și Partidul Moldovenilor, facem Partidul Oltenilor, Partidul Cartierului Dristor din București, adică ne fărămițăm ca să avem ciorba foarte mare. Dacă ne întreabă americanul, îi spun că suntem portavion. Unde vrea el? La Urzicen, la Fetești, eu fac portavion. Unde vrea. Noi putem deveni portavion. Spuneam ieri că mai am avut așa o sinapsă, apropo, în cap, că românul răspunde atât. Românul are geniu de a distruge structurile. Indiferent. Prin prostie sau prin geniu. Una dintre structuri care a fost distrusă emoțional au fost bazele americane. Eu să vă spun cum a fost distrusă la noi bazele americane. Bazele americane, care sunt foarte bine instruite să păzească orice, au filmat acolo cu sârmă din pată, 20 de metri în mare, lunetiși care stăteau și într-o zi a apărut o imagine atipică pentru istoria militară. Că în mare, acolo, erau vreo 6 curve care notau din Constanța și care au fost filmate cum ieșeau când au ajuns cu apa până aici și au scos poșetuța și se rugeau. Și se îndreptau spre lunetiți, vă cu luneta. Nu i-a venit să creadă, ei nu au fost exersați. Alea erau ca sirenele, notau așa. Nu a ieșit. Se duceau la atac. Era o ofensivă care nu a fost trecută în strategia Pentagonului. Dom'le, nu se știe cum în România s-a întâmplat chestia asta. Excepțională. Deci o înfrângere armată extraordinară. Au căzut bazele militare. Înfrântă, că nu știu ce să tragi. Au lăsat-o până a venit cu rușul aproape de lunetă. Mai departe s-a închis ecranul. Nu se știe ce au luat. La fel ca acum, dacă ați văzut, primarul mort, ales. Este un lucru care nu este în istoria electoratului mondial. Puteți să-l găsesc peste tot. L-au întrebat, răspunsul este de pateric. L-au întrebat apărat ce, păi l-ați votat. Păi este mort. Păi da. Păi de ce l-ați votat? Păi dacă era bun. Și genial, domnule. De unde rezultă că calitatea n-are moarte? Țăranul român vrea mai degrabă ăla mort decât cu o jigodie vie. Este cel mai mare esență de ortodoxie posibil.